Cum să alegi machiajul potrivit? Chiar dacă pielea ta este foarte deschisă, deschisă, medie sau închisă, există un machiaj minunat pentru fiecare nuanță de ten. Dacă ai tenul foarte deschis, alege ca și fard zilnic pentru ochi maro, piersiciu sau alb mat. Nu folosi foarte mult fard de obraz și alege o nuanță de piersiciu deschis. Dacă și culoarea părului tău este foarte deschisă, atunci ar trebui să alegi un rimel maro. Dar dacă ai părul închis la culoare, atunci alege negru. Aplică pe buze un ruj ușor, cremos, piersiciu sau roz natural, care să-ți hidrateze buzele. Dacă ai tenul deschis, ar trebui să folosești un fard de ochi în nuanțe de bronz sau lavandă. Pentru obraj, se recomandă să alegi un trandafiriu mediu. Deoarece probabil ai părul ușor închis la culoare, ar trebui să optezi pentru un rimel negru. Pentru buze, mergi pe un roz natural mediu sau coral. Dacă tenul tău are o nuanță medie, alege maro ciocolatiu sau verde măsliniu. Fardul de obraz ar trebui să fie un coral natural închis. Neapărat ar trebui să alegi un rimel fie negru, fie albastru. Aplică puțin bronzant mat pe nas, frunte și bărbie. Alege un ruj mat, roșu deschis. În cazul în care ai tenul închis la culoare, alege un fard de ochi prună închis sau maro-negru mat. Fardul de obraz ar trebui să fie de culoarea prunei, închisă sau bronzant. Rimelul trebuie să fie unul foarte negru. Iar rujul ar trebui să fie unul cremos, în culoarea vinului sau a prunei. Poți vizita magazinul online Strawberry.net, compania cosmeticelor proaspete, pentru a găsi parfumuri și produse cosmetice la cel mai bun preț.